platforma electorală a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Prioritățile noastre. Locuri de muncă, salarii și pensii decente. Ritmul de creștere a producției industriale va spori de 6 ori. Vom mări numărul angajaților cu 150.000. Salariul mediu va fi majorat până la 600 de euro, iar pensia medie până la 300 de euro. Vom indexa pensiile de 2 ori în an, iar vârsta de pensionare va fi micșorată. Medicină gratuită. Vom asigura ca vizita la medicul de familie să fie gratuită pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Examenul medical anual va fi obligatoriu și gratuit pentru toți cetățenii țării. Vom majora de 2 ori cheltuielile pentru sănătate, iar medicamentele și serviciile medicale costisitoare vor fi compensate. Vom stopa procesul de lichidare a instituțiilor medicale din centrele raionale și din localitățile rurale. Învățământ gratuit. În termen de 4 ani, învățământul de stat va deveni absolut gratuit. 9% din PIB vor fi alocate pentru educație. Salariul în sistemul educației va crește încât să depășească salariul mediu pe economie. Examenul de bacalaureat va deveni opțional. Bursele vor fi majorate până la nivelul minimului de existență. Vom opri procesul de optimizare și lichidare a instituțiilor de învățământ din țară. Statalitate, neutralitate, republică prezidențială. Formațiunile social-politice care pledează pentru lichidarea țării vor fi interzise prin lege. Vom introduce în școli disciplina Istoria Moldovei. Vom închide oficiul NATO din Chișinău. Președintele ales de popor va deveni liderul puterii executive. Vom soluționa diferendul transnistrian prin dialog cu administrația din stânga Istrului și partenerii străini. Punte între Est și Vest. Vom redeschide complet piața rusă pentru producătorii din Republica Moldova. Vom exclude cenzura și vom asigura retransmisia pe teritoriul Moldovei a programelor informativ-analitice din Federația Rusă. Vom ratifica acordul Republicii Moldova cu Uniunea Economică Eurasiatică. Vom obține micșorarea prețurilor de import pentru gazele naturale până la nivelul țărilor membre ale UE. Vom asigura cooperarea reciprocă avantajoasă cu Uniunea Europeană și vom menține regimul fără vize cu statele UE. Dezvoltarea raioanelor și localităților țării. Nu vom admite reforma administrativ-teritorială care prevede lichidarea raioanelor și primăriilor. Fermierii din Republica Moldova vor obține credite preferențiale și subvenții din partea statului pentru dezvoltare. Vom aplica reforma locativ-comunală, iar tarifele pentru servicii comunale nu vor depăși 30% din veniturile lunare ale unei familii. Vom interzice prin lege construcțiile în curțile blocurilor locative, în spații verzi, în zonele istorice. Combaterea corupției. Vom înlăsuri pedepsele pentru corupție, inclusiv prin confiscarea averilor dobândite ilicit. Vom implementa reforma justiției pentru ca aceste instituții să devină independente. Vom asigura caracterul deschis al tuturor ședințelor de judecată. Vom abroga legea miliardului, iar persoanele implicate în furtul secolului vor fi trase la răspundere. Ecologie, trai confortabil. Vom crea noi parcuri și rezervații naturale și vom asigura protejarea spațiilor verzi pe tot teritoriul Republicii Moldova. Vom înăspri sancțiunile pentru defrișările ilicite. Vom lichida gropile de gunoi neautorizate în toate localitățile și vom realiza un program la nivel național de colectare și prelucrare a deșeurilor. Nu vom admite construcția noilor hidrocentrale pe risc și vom asigura curățarea principalelor bazine acvatice din țară. Pace interietnică, apărarea ortodoxiei. Limba rusă își va recăpăta statutul de limbă de comunicare interietnică. Familia tradițională va deveni prioritatea din politicile sociale. Nu vom admite impunerea ideologiilor antifamilie. Recăpăta statutul de limbă de comunicare interietnică. Familia tradițională va deveni prioritatea din politicile sociale. Nu vom admite impunerea ideologiilor antifamilie. Din legea egalității de șanse va fi exclusă.